Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În iunie, Fecioara va fi într-o dispoziție grozavă. Ai multă energie, multe idei creative și un bun potențial de a muta munții. Acesta este un început grozav de vară, continuă o treabă bună începută anterior. Pentru majoritatea fecioarelor, iunie este o perioadă foarte activă în care munca, cariera, afacerile sau proiectele creative sunt în prim plan. Acum reprezentanții zodiei se vor confrunta cu nevoia de a-și menține statutul și de a-și consolida reputația. Deja în prima decadă a lunii iunie, un simț sporit al datoriei te va împinge să desfășori activ afaceri importante. În iunie, fecioara tipică va trage energie și putere din soarele generos, care se va instala în sectorul al 10-lea al astrogramei tale natale. Deci realizările în afaceri și la locul de muncă sunt garantate pentru majoritatea fecioarelor, dar cu o condiție, trebuie să-ți eliberezi capul de gândurile inutile și să aștepți câte puțin de la lucruri mărunte. Dragoste. Astrele încurajează fecioarele să fie mai des în cercul gospodăriei. Comunicarea cu generația mai în vârstă vă va duce foarte aproape și o mulțime de sfaturi bune. La sfârșitul primei săptămâni a lunii iunie, va fi un moment pentru a te apropia de a doua jumătate. Chiar dacă ești serios ocupată la serviciu, asigură-te că găsești timp pentru întâlniri care vor fi amintite multă timp. Nu te zgârci cu cadourile bune pentru persoana iubită, nu ezita să vorbești despre sentimente. Nici primul pas nu merită așteptat, s-ar putea să nu vină. Încearcă să interpretezi corect acțiunile tale față de partenerul tău pentru a evita neînțelegerile. În a doua jumătate a lunii, certurile neplăcute din cauza banilor pot escalada. Nu este nevoie să-ți faci griji prea mult cu privire la această problemă, situația se va stabiliza în curând, dar cuvintele cu care vă puteți răni unul pe celălalt vor rămâne în capul vostru multă timp. Prin urmare, puțină răbdare, fă-ți mai multă timp pentru copii. Acum există o șansă bună de a construi relații apropiate și de încredere cu ei. Sănătatea. În iunie, fecioarele pot evalua sobru acest aspect. Dacă simți că s-au strecurat kilogramele în plus pe tine, atunci este timpul să faci ceva în privința asta. Nu te sprijini cu zahăr, carne afumată și alte produse dăunătoare. Pe lângă excesul de greutate, poți provoca probleme cu tractul gastrointestinal. Și, desigur, nu abuza de alcool. Alimentația corectă ar trebui să fie obiceiul tău sănătos și atunci nu va trebui să te epuizezi cu diete stricte și transpirație în sală. Asigură-te că faci o curățare a colonului. Gândește-te la siguranța ta. La începutul verii, ești foarte predispusă la răni, arsuri și alte necazuri. Dacă intenționezi să pleci într-o călătorie extremă, atunci este mai bine să o amâni pentru sfârșitul lunii, când pericolul este mai mic, și nu experimenta cu imaginea ta. Acum nu este cel mai bun moment pentru asta. Banii. Multe fecioare pot decide în sfârșit să-și schimbe activitățile. Munca ta obișnuită ți se va părea prea plictisitoare, vei dori să-ți testezi puterea într-o altă direcție. Încearcă, dar fi pregătită mental că pot fi multe obstacole. Dacă nu ți este frică de un concurs cu obstacole, atunci poți încerca într-o afacere nouă în a doua și a treia decadă a lunii. Problemele financiare te vor face să-ți faci griji, pot apărea cheltuieli neprevăzute care nu se încadrează în planurile tale. Cu toate acestea, la sfârșitul lunii, profiturile neașteptate îți vor veni la îndemână. Tranzacțiunile imobiliare vor avea succes în iunie. Dacă intenționezi să-ți asumi o datorie, atunci este bine să faci aceste lucruri după 20 iunie. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!